Ca să fie Domnul Dumnezeu, Amin. Care ne-a dat acest har ca și în masa aceasta, o zi frumoasă, deosebită, o zi de vară, și să fie frumoasă și afară, și aici, în casa Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Îi suntem recunoscători că ne dă încă har și timp de pocăință și putem să ne bucurăm de dragostea Lui, de harul Lui și de bunătatea Lui. Aș dori ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Pe mine ascultătoare, pe mine cu putere de a sluji înaintea Lui, iar pe noi toți să avem inimi deschise și gata ca să primim, să ne învățăm, să ne sfătuim din cuvântul Domnului. Amin. Cuvântul din după masa aceasta, așa cum l-ați ascultat, pe care fratele Iosif, mă gândesc că l-a auzit de Duhul Domnului, l-a rânduit pentru Biserica Domnului de aici din Montreal în seara aceasta, este din, așa cum l-ați auzit, din Iosua, capitolul 14, de la 6 la 15, și pentru ca să câștigăm timp, n-am să-l citesc acest cuvânt, doar am să vă povestesc, să-l parafrazez, să vă spun, să vă repet, să vă reamintesc despre ce este vorba. Este vorba despre un slujitor al Domnului, sau chiar doi. În primul rând este Caleb, el este personajul principal, dar aici îl întâlnim și pe Iosua, aici auzim și despre Moise. Și este vorba despre acest om deosebit, această căpetenie de oști, de altfel ca și Iosua, că și Iosua era o căpetenie foarte iscusită în a sluji și a conduce poporul. După 45 de ani, după ce au colindat pustia și s-au întors din nou la frontierele Canaanului, a țării pe care trebuiau, de fapt, să o cucerească, să o stăpânească așa cum poruncise Domnul, Caleb vine în fața lui Iosua, de altfel cred că erau prieteni, colegi, pentru că amândoi erau foarte importanți pentru poporul evreu, și i-a reamintit un lucru lui Iosua și spune: îți amintești ce a vorbit Domnul lui Moise, cum a promis Domnul lui Moise cu privire la mine? Îți amintești că atunci când am fost și am spionat, am iscolit țara Canaanului, fiind trimiși fiecare ca și reprezentant al seminției, al tribului nostru, și atunci am venit și am mărturisit cu o inimă curată de Dumnezeu despre țara care am văzut-o și ce este acolo? Îți amintești că Domnul Dumnezeu a promis prin Moise că locul acesta, locul acela pe care a călcat talpa piciorul meu, acolo unde eu am fost și am văzut și am mărturisit despre el, ți-amintești că a spus Domnul că mi-l va da în stăpânire? Și Iosua, desigur, și-a amintit. Putea să spună, au trecut 45 de ani, mai știu ce ți-a spus ție Moise, sau ar trebui neapărat să ne amintesc după 45 de ani. Dar spune cuvântul Domnului că Iosua, ca și un credincios, ca și un copil Dumnezeu, și-a amintit. Nu numai că s-a bucurat, dar spune cuvântul Domnului că și l-a binecuvântat pe Caleb. Și Caleb a fost cel care s-a dus și a cerut muntele acela și a spus: dă muntele acesta să-l cuceresc. Am tot atâta putere cât aveam acum 45 de ani. Ei, omul acesta avea peste 85 de ani. Sunt convins că amândoi, și Iosua și Caleb, s-au născut în Egipt, au trecut prin Egipt, au ieșit din Egipt împreună cu Moise și poporul, au trecut prin pustie, s-au întors cu celălalt popor care a trebuit să rămână acolo și cu noua generație s-au întors din nou la frontierele Canaanului. Și chiar dacă era bătrân, după socotelele noastre, se spunea: am tot atâta putere cât aveam atunci. Dăm să cuceresc cetățile acestea, că Domnul mi le-a promis. Și vreau să le cuceresc, chiar dacă acolo sunt fiii lui Anac, chiar dacă acolo sunt cetăți întărite, spunea: eu mă încred în Domnul. Eu mă duc să-mi iau partea mea de moștenire. Slăvit să fie numele Domnului. Cam aceasta este istoria și Iosua este de acolo și îl binecuvântă pe Caleb, și Caleb este cel care intră în posesia acestui ținut și îl cucerește și îl stăpânește. Slăvit să fie numele Domnului. Ei bine, frați și surori, cu toate că Caleb este un personaj deosebit, cu ce ar putea să ne încurajeze pe noi, sau cu ce ar putea să ne întărească pe noi, sau să ne edifice pe noi un cuvânt de Scriptură,
un pasaj al Sfintelor Scripturi, o istorie a poporului evreu care s-a întâmplat acum 3500 de ani. Noi suntem creștini moderni ai secolului 21. Ispitele noastre de astăzi sunt aceleași cu ispitele de acum 3500 de ani. Avem aceleași dificultăți, avem aceleași probleme. Cu siguranță că pe vremea aceea nu era internet. Nu le apărea atâtea scurcăciuni pe ecrane și nu erau poate ispitiți în felul în care suntem noi. Dar am să vă citesc ca răspuns la această întrebare de ce trebuie să discutăm și de ce este rânduit în seara aceasta să discutăm un pasaj din Vechiul Testament din 1 Corinteni capitolul 10 și am să încep citirea de versetul 1 unde spune așa. Este Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, când vorbește corintenilor. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri, deci să luăm seama la aceasta, să fim foarte atenți. Și aceste lucruri s-au întâmplat să ne slujească nouă drept pilde sau exemple pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut jos să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerp. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Să nu credeți că Dumnezeu i-a împins să păcătuiască, să-l ispitească, să curvească sau să facă anumite păcate și apoi să-i pedepsească și apoi să ne rămână nouă de exemple și pilde ca să învățăm din aceasta. Nu. Aceste lucruri s-au întâmplat, cele de pe urmă. Datorită faptului că ei au păcătuit, li s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, că a atras pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor. La aceasta trebuie să vă luăm seama. Căci Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și pedepsește păcatul. Și dacă ei au fost pedepsiți atunci, și noi vom fi pedepsiți dacă păcătuim și clar, că cunoaștem cuvântul Domnului, că cuvântul Domnului spune că plata păcatului este moartea. Și pentru ei, plata păcatului pentru cei mai mulți a fost moartea. Și pentru noi astăzi, ca și copilul Dumnezeu, și încă Dumnezeu are pretenții mai mari la noi, pentru că suntem oameni născuți din nou, pentru cei ce păcătuiesc, nu este altă soare decât moartea. Deci, frații mei, pasajul acesta și toate pasajele din Vechiul Testament sunt scrise pentru ca noi să luăm aminte, ca noi să învățăm și să nu facem aceleași lucruri care le-au făcut ei. Sper ca cuvântul din seara aceasta să fie de folos pentru inimile noastre. Amin. Chiar dacă este un cuvânt care, sau o istorie care s-a întâmplat acum 3500 de ani. Trăgeam nădejde că măcar unui suflet am să-i vorbesc. Mă gândeam la fratele Caleb, fiul lui... este acolo în spate. Am crezut că a plecat. Credeam că măcar el mă va asculta. Pentru că va auzi de mai multe ori cuvântul Caleb. Este numele. Avem un frățior aici în adunare care poartă numele acesta, este un nume frumos și îl slăvim pe Domnul că părinții găsesc nume frumoase pentru copiilor din Biblie. Amin. Domnul să le facă un bun slujitor al Domnului. Amin. Măcar ca și Caleb. Căci Biserica Domnului are nevoie. Frați și surori, o să încerc să vă reamintesc și să reamintim împreună episodul acesta al poporului evreu de la ieșirea din robia egipteană și până ajunge în țara Canaan. Acesta va fi un fel de recapitulare pentru noi. Apoi am să vă rog să priviți împreună cu mine la acest personaj, la acest slujitor al Domnului cu numele de Caleb și să vedem că a avut câteva virtuți, câteva calități deosebite care au avut valoare și acum 3500 de ani și care au valoare și astăzi.
O să vedem la el o inimă curată, o să vedem credință, o să vedem adevăr și dorința de a păstra adevărul și de a spune adevărul. A fost un om însuflețit de un duh deosebit atunci când alții erau însuflețit de alte duhuri și a urmat întru totul calea Domnului. Și apoi un alt punct, când vom încheia, Dumnezeu știe să răsplătească pe copiii lui. Slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, ne este destul de cunoscut faptul că evreii, ca și popor, s-au format în Egipt, a fost în robia egipteană aproximativ 400 de ani și de acolo Dumnezeu i-a scos cu mână puternică prin robul său Moise, trecând și făcând felurite minuni cu ei, trecând Marea Roșie ca și pe uscat, ducându-i prin pustie, hrănindu-i, dându-le lumină, dându-le umbră, făcând pentru ei lucrări mari și deosebite. Și acest popor trebuia doar să se încreadă în brațul Domnului, în mâna Domnului, să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, să asculte de legile Lui, să asculte de Moise, de robul Lui și de cei pe care Dumnezeu i-a rânduit acolo, și apoi să ajungă și să moștenească țara pe care Dumnezeu le-o făgăduise și unde trebuiau să se stabilească și să devină un popor care să arate tuturor națiunilor că ei sunt aleși de Dumnezeu și să-L vadă popoarele pe Dumnezeu în mijlocul lor. Aceasta era misiunea poporului evreu. Într-o oarecare măsură și destul de mare, viața noastră, umblarea noastră și călătoria noastră se aseamănă cu viața lor. Și noi, și toți, putem să spunem, venim din robia păcatului și ne îndreptăm spre împărăția lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Și ei au trecut prin greutăți și ei au avut probleme. Trebuiau să se încreadă Domnul și Domnul lupta pentru ei. Și același lucru e și la noi. Și noi vom avea greutăți și noi vom avea probleme, vom avea anumite lucruri de întâmpinat. Dar ce ne cere Domnul decât să avem credință în El? Căci El se luptă pentru noi. Slăvit să fie numele Domnului. Și să ne dea Dumnezeu această putere să ne încredem mereu în El. Dar aș vrea, înainte de a termina acest subiect, să vă amintesc pe israeliții. Până să ajungă la hotarele Canaanului și să treacă în Canaan și să iei țara moștenire, eu m-am răsfoit pe mine și am văzut cel puțin de 12 ori l-au ispitit și l-au supărat pe Dumnezeu. Timpul nu ne va permite să mă opresc și să vă spun de fiecare dată, dar chiar de la început, de la trecerea Mării Roșii, când au văzut că Faraon vine în urma lor și că îi urmărea și că aproape au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Aron și să spun, dar nu aveam noi morminte în Egipt. Nu era mai bine să fi rămas în Egipt? Nu era mai bine acolo? Nu ți-am spus noi că mai bine slujeam ca robi? Era mai bine acolo. De ce să murim înghițiți de mare? Sau pe urmă, de ce să murim înghițiți de pustie? Sau de ce să murim de sete? Ba și-au amintit că acolo aveau și carne, aveau și pești care nu-i costau nimic, aveau și praz, aveau usturoi, aveau ceapă, aveau de toate acolo. Parcă erau stăpâni robi. Dar nu-și mai aminteau de biciul egiptenilor. Aceasta nu și-au amintit niciodată. Doar când ajungeau la o mică încercare, se înfuriau, se mâniau și se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Amintindu-i că mai bine ar fi murit acolo, că mai bine ar fi rămas acolo. Dar au avut și câteva ispitiri care au fost deosebite de acestea. N-au fost toate pentru confort. N-au fost toate pentru mâncare, pentru hrană, pentru, știu, au avut și altele de altă natură. Probabil că și de aici trebuie să învățăm ceva. Nemulțumirea noastră că nu avem putere, că nu avem putere, că nu avem putere, deși îți pline frigiderele la toți, ar trebui să fim mai mulțumitori înaintea Dumnezeu. Să fim mai mulțumitori și să dăm slavă și glorie Domnului care ne poartă de grijă în fiecare zi. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea ca să trec peste acestea și să rămân doar la câteva din ispitiri care ar trebui să învățăm mai mult de la ele. Una dintre ele a fost când Moise era și stătea de vorbă cu Dumnezeu ca să primească legile și poporul, spune cuvântul Domnului că au mâncat, s-au apucat să joace, s-au construit un vițel și s-au închinat al lui Dumnezeu.
după toate minunile care le-a văzut, după tot ce a făcut Dumnezeu cu ei, după purtarea lui de grijă cu ei, într-un timp așa de scurt, cu lideri religioși lângă ei, pentru că Aaron era acolo, s-au schimbat parcă la 180 de grade. Au uitat de Dumnezeu. Aș vrea să învățăm de lucrul acesta. Frați și surori, Dumnezeu este gelos și ne vrea pentru El. Cu nimic. Să nu punem nimic înaintea lui Dumnezeu. Cel mai prețios. Cu toată puterea noastră, cu toată ființa noastră, să-L căutăm, să-L slujim pe Dumnezeu. Nu lucruri care sunt pieritoare. Nu lucruri care n-au niciun folos și care nu pot fi transferate în Împărăția Dumnezeu. Discutam ieri cu un frate și îi spuneam, bizar sunt pocăiții astăzi. Bizar suntem, de fapt. O parte din noi, o bună parte din pocăiți, din credincioși, fac aproape scop din viața lor să ajungă acolo de unde Moise a renunțat, de fapt. Să ajungă la confort, să ajungă la putere, la slavă. Și Moise era acolo și le-a socotit pe toată un gunoi. Pentru că se uita la răsplătirile lui Dumnezeu. Și l-avem și pe Apostolul Pavel, de exemplu. Ne luptăm și să adunăm, să strângem, să avem, să fim cineva, să avem și putere, să avem, să fim văzuți, să fim recunoscuți, să fim apreciați. Și când acolo adevărați oameni Dumnezeu renunță la toate acestea și se uită spre Dumnezeu și le socotesc toate acestea ca un gunoi. Dumnezeu să ne învețe această lecție. Este una mare. Să putem să vedem că trebuie să renunțăm la toate acestea și să ne uităm la Dumnezeu și să plătim prețul pentru a umbla cu Domnul. Domnul să ne ajute. O altă ispitire majoră care a avut loc în viața poporului evreu a fost când, datorită necredinței lor, Domnul a poruncit la lui Moise să se trimită 12 iscoave, niște spioni care să spioneze țara. Au fost 12 persoane, pentru fiecare seminție, pentru fiecare trib, a fost câte o căpetenie. Când s-au întors înapoi, toți au văzut aceeași țară, au adus roade, au mâncat din roadele țării și au făcut apreciere și au făcut discursul lor în fața poporului. Spune cuvântul Domnului că 10 din acești spioni, în adică iscoade, au înnegrit țara înaintea poporului și au înmuiat inima poporului, spunând: da, țara este bună, este frumoasă, curge în ea lapte și miel. Însă, cetățile sunt întărite, acolo sunt oameni mari, cetatea este greu de cucerit și țara aceea mănâncă pe locuitorii ei. Sunt foarte puternici. Dar doi dintre ei, spune cuvântul Domnului, Iosua și Caleb, și-au rupt hainele, și-au sfâșiat hainele. Și-au spus, țara este bună și dacă Domnul va voi, ne va duce în ea. Dar încredeți-vă în Domnul și nu vă răsplătiți împotriva Lui. Pentru că a făcut el acolo o subliniere extraordinară. Ei n-au niciun sprijin. Noi îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Slăviți să fie numele Lui. Caleb și Iosua știau de la Moise, pentru că Dumnezeu vorbise lui Moise, popoarele acestea trebuie izgonite, trebuie nimicite, pentru că judecata mea trebuie să se împlinească cu ei. Voi trebuie să intrați în locul acesta. Pentru ei judecata este făcută. Ei trebuie nimicit tot ce este acolo. Și Iosua și Caleb știau lucrul acesta. Și ei nu mai au niciun sprijin. De partea noastră este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu s-a supărat foarte tare pe popor și a vrut să-l nimicească. Nu a intervenit Moise pentru popor. Însă acești doi oameni au văzut altfel lucrurile. Au văzut și ei cetăți mari. Au văzut și ei oameni mari. Dar l-au văzut pe Dumnezeu mai mare și mai puternic. Slăviți să fie numele Domnului. Și ar trebui să învățăm. Când ajungem în asemenea probleme, să ne încredem în Domnul, că este mai mare și mai puternic. Și putem trece orice obstacol cu El. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi, într-o altă împrejurare, ele sunt toate consemnate, dar nu vă mai dau exact textul unde sunt, Core, Datan și Abiram. Să răscoală, să răzvrătesc împotriva lui Moise și implicit împotriva lui Dumnezeu. Și îi spun, ce? Toată adunarea este sfântă. Toți suntem sfinți. Numai prin voi vorbește Domnul. O lecție pe care și Biserica de Montreal trebuie să o învețe bine. Frați și surori, când s-au răsculat și s-au răzvătit împotriva lui Moise, să știți că s-au răzvătit direct împotriva lui Dumnezeu. Și ceea ce eu am observat, că există și în Biserica din Montreal, și trebuie corijat, este că
Nu toți realizăm că păstorul bisericii este pus ca și supravegheator peste sufletele noastre de Dumnezeu în vremea aceasta. Amin? Amin. Așa spune Biblia. Amin. Căci Dumnezeu îl rânduiește pe păstor, pe episcop care este aici, ca și un responsabil pentru sufletele noastre. Și atunci mă întreb de ce nu tratăm cu toată seriozitatea și de ce nu vedem pe păstor așa cum îl vede Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu Core, Datan și Abiram? Au pierit, nu numai ei, și familiile lor, și casele lor, și tot ce a fost al lor. Tot a pierit. Dumnezeu i-a pedepsit aceștia. Au scăpat fiii lui Core pentru că Dumnezeu avea un plan cu ei. Dar pentru răscoala lor și răzvrătirea lor, Dumnezeu i-a pedepsit foarte aspru. Ar trebui să învățăm, frații lor. Nu putem să avem orice atitudine față de păstori și e ușor să vă vezi că nu e aici astăzi. În seara aceasta nu este aici. Nu putem trata pe cel pe care Dumnezeu l-a pus responsabil peste sufletele noastre oricum. El este cel care va răspunde înaintea lui Dumnezeu de sufletele noastre. Este o responsabilitate extrem de mare. Enorm de mare. Și cred că fratele Iosif o înțelege bine. Am văzut familii și am văzut frați și surori care au fost în biserica aceasta și n-au realizat lucrul acesta. Au crezut că păstorul e oricine. Și atunci când a fost o problemă și a avut-o și păstorul a avut-o cu persoana respectivă, a spus, este și altă biserică, avem la frații baptiști, la frații țigani, avem la francezi, avem neptelul cel de. M-am uitat să văd unde au ajuns aceste familii. Uitați-vă și noastră și să vedeți unde au ajuns. Domnul să ne învețe lecția aceasta. E foarte important. Că îmi place, că nu îmi place. Dacă sunt în casa Domnului, trebuie să fiu supus așa cum îmi spune Domnul. Și Domnul să ne ajute. Amin. Apoi, trec peste celelalte, mă opresc la ultima ispirtire, deși au mai fost altele și Dumnezeu a trimis și șerpi împotriva lor. La un moment dat au curvit cu fetele lui Moab și Dumnezeu s-a supărat și a pedepsit și atunci și Dumnezeu pedepsește păcatele acestea. Un ultim gând cu privire la o răzvrătire și un păcat care s-a produs este cel care s-a întâmplat în Iosua, capitolul 7. Este vorba despre un om cu numele de Acan. S-a vorbit într-o joi seară aici, n-au fost toți la adunare, a vorbit fratele Cornel de la Huilin și spunea despre Acan, despre această faptă urâtă pe care noi o condamnăm, pe care a făcut-o Acan atunci când trebuiau să cucerească o cetate. Spune cuvântul Domnului că Acan a luat ceva din ceea ce trebuia nimicit. Și a luat pentru el o manta, o placă de aur, ceva pe acolo, ceva care avea o valoare. Și a zis, o fi bune astea. Sunt bune. Deși știa că trebuiau să fie nimicite. Și știți ce s-a întâmplat? Spune cuvântul Domnului că izraeliții n-au putut să cucerească o cetate foarte mică. Deși căzuse înainte de aceea o cetate mare, prin puterea lui Dumnezeu, desigur, o cetate mică n-a putut fi învinsă. De ce? Pentru că copiii lui Israel păcătuiseră împotriva lui Dumnezeu și n-au dat spre nimicire ceea ce trebuia să fie nimicit. Și spunea fratele Cornel atunci că Acan, noi îl condamnăm, dar noi suntem mulți dintre noi Acan. Și noi păcătuim și noi facem lucruri ascunse, păcate ascunse și biserica și poporul Dumnezeu nu propășește din cauza noastră. E adevărat? Ne rugăm adeseori și ne rugăm poate de multe ori ca Dumnezeu să vindece, ca Dumnezeu să lucreze, ca Dumnezeu să facă fel și fel de lucruri și nu primim răspuns. Și Dumnezeu nu lucrează așa cum cerem noi. De ce? Probabil și foarte probabil că sunt printre noi frați sau surori ca și Acan, care au păcate ascunse și nemărturisite. Domnul să ne ajute să ne mărturisim. Istoria lui Acan s-a întâmplat trist. A murit el, a murit copiii lui, a murit tot ce a fost a lui. Au mai murit și câțiva bărbați israeliți și au rămas copii fără tată și evreice fără bărbați. Pentru că au murit în luptea aceea și câțiva evrei. Toate acestea s-au întâmplat din cauza că un singur om a păcătuit. Deci să ținem minte. Atunci când păcătuim și nu ne mărturisim înaintea Domnului și ascundem păcatul, s-ar putea ca adunarea să nu aibă propășire din cauza noastră. Domnul să ne învețe lecția aceasta. Haideți, frați și surori, să privim spre Caleb. Spune cuvântul Domnului că Caleb avea o inimă curată. Este versetul 7 din cuvântul care s-a citit și spunea el așa:
Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, la Cades Barnea ca să-i scodesc țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Slăvit să fie numele Domnului. Acum 6.000 de ani, acum 3.000 de ani, acum 4.000 de ani și acum, în secolul 21, o inimă curată este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. De mare preț. Inima curată rămâne de mare preț pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Spunea Solomon, păzește-ți inima mai mult ca orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Apoi spunea cuvântul Domnului, cei cu inima curată, prin Domnul Iisus spunea, cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Și mai spunea Domnul Iisus că din inimă ies ce? Toate lucrurile rele. De aici din inimă ies. Dar haideți să spunem ca și psalmistul, cercetează-mi inima și cunoaște-mă. Să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui Doamne, cercetează-mi inima. Și schimb-o, dacă nu e bună, fă să avem, Doamne, o inimă curată. Pentru că numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și noi aceasta avem. Vrem să-L întâlnim pe Dumnezeu, vrem să-L vedem pe Dumnezeu și El să fie Domnul și Stăpânul nostru pentru totdeauna. Apoi cuvântul Domnului mă face să înțeleg de aici că Caleb avea credință. Avea credință pentru că v-am spus, la fel a văzut și el țara. I-a văzut pe uriașii aceia, pe fiul lui Anac. A văzut că cetățile sunt întărite. Dar el avea credință în făgăduința lui Dumnezeu și spunea, Dumnezeu ne-a promis țara. El mi-o va da. Avea credință în ce? În forța lui. Chiar dacă avea putere ca și înainte, avea credință în iscusința lui, în iscusința armelor, nu? El se încredea în Domnul. Avea credință în Dumnezeu că Dumnezeu se va lupta pentru ei. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă Dumnezeu a cerut atunci inimă curată și a cerut credință, ne cere și mama să-ți credință. Spune cuvântul Domnului și fără credință este cu neputință ca să vedem Dumnezeu. Cu credința din inimă. Credința din inimă se capătă mântuirea și Domnul să ne ajută cu acest lucru. Să avem credință în El. Spunea autorul cărții către evrei și credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O credință care vede dincolo și aduce în realitate, materializează lucrurile. Ceea ce dorim, Dumnezeu transformă realitate dacă credem ceea ce ne rugăm și dacă credem că Dumnezeu face lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, adevărul. La omul acesta, la Caleb, se vede această virtute, se vede această calitate deosebită despre adevăr. El n-a putut să spună altceva decât ceea ce a văzut în țara Canaan. A văzut cetăți mari, a văzut că oamenii sunt mari, sunt uriași, dar a văzut și roadele că sunt bune, că sunt gustoase și a văzut că Dumnezeu poate. A văzut în timpul vieții lui și privegirii că Dumnezeu poate să-i ducă în țara care a promis. Este în stare. I-a trecut prin atâtea încercări și Dumnezeu a fost cu ei și i-a binecuvântat. El este Cel care poate. Slăvit să fie numele Domnului. Când celelalte iscoade, când celelalte spion au negrit țara, spune cuvântul Domnului că Iosua și cu Caleb au stat drepți și au fost gata să plătească adevărul la care țineau așa de mult. Ce făcea adunarea în timpul când ei țineau acest discurs și spuneau nu vă răzvrătiți înainte Dumnezeu. Noi îl avem pe Domnul de partea noastră. Ei nu au niciun sprijin. Îi vom mânca. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, vom cuceri această țară și o vom moșteni. Ce făceau ceilalți? Ce făcea poporul? Spune cuvântul Domnului că se sfătuiau între ei să-i omoare cu pietre. Credeți că Iosua și Caleb n-au văzut lucrul acesta? N-au văzut acolo că există o revoltă și că oamenii se pregăteau ca să-i omoare cu pietre? Dar au stat drepți și au mărturisit adevărul. Frați și surori, ceea ce avea Caleb acum 3500 de ani este un lucru pe care ne cere Dumnezeu astăzi. Și mai mult ca orice gând. Să spunem adevărul, să trăim adevărul, dar mai mult ca atât. Nu numai să fim de acord cu adevărul, pentru că mulți creștini sunt de acord cu adevărul, ci să fim gata să plătim prețul pentru adevăr. Domnul să ne ajute. Amin. Dacă ne uităm la Biserica Domnului Iisus Hristos, de la ucenici și până în zilele noastre, vom vedea că în această perioadă s-a plătit un preț mare pentru adevăr. Adevărații copii ai lui Dumnezeu, adevărații credincioși, au plătit un preț pentru adevărul pe care l-au susținut. Sunt enorm de multe exemple. Ucenicii Domnului Iisus Hristos au plătit pentru adevăr.
Spune cuvântul Domnului că Pavel și Sila, pentru că au vestit adevărul și cuvântul Domnului, au fost băgați în închisoare. Ucenicii au fost băgați în închisoare. Ștefan a plătit cu prețul vieții lui pentru că a predicat adevărul. Frați și surori, dacă vom trăi adevărul, dacă vom ține la adevăr, va trebui să plătim un preț. Îl vom plăti și noi. Amin? Amin. Domnul să ne întărească. Atunci când va fi cazul, să putem să ținem la adevăr, chiar dacă trebuie să plătim pentru acest adevăr. Pentru că cei ce susțin adevărul și trăiesc adevărul, sunt adevărați copii al lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul Domnului că el, care a fost însuflețit de un alt duh, când 10 spioni erau însuflețiți de un duh, de un duh de teamă, de robie, spune cuvântul Domnului că acești doi, printre care Caleb, era însuflețit de un alt duh. Romul meu, Caleb, care a fost însuflețit de un alt duh. Spune cuvântul Domnului că noi n-am primit un duh de frică, de robie, ci am primit un altul care ne dă putere și ne face să strigăm Abba, adică Tată. Caleb avea un alt duh, un duh deosebit. Nu e așa simplu? Când 10 spun într-un fel și numai tu și cu Iosua să spui altfel. Este o experiență extraordinară, dar oamenii aceștia erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Spune cuvântul Domnului prin apostolul Pavel că umblați călăuziți de Duhul Domnului. Umblați cârmuiți de Duhul Domnului. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Să ne ajute ca orice facem, tot ceea ce facem să ne întrebăm. Sunt călăuzit de Domnul, am Duhul Domnului în mine, mă călăuzește Duhul Domnului în ceea ce fac. Și apoi un ultim lucru pe care îl putem vedea la Caleb, spune cuvântul Domnului că a umblat într-o tocmai pe calea Domnului. Așa cum era ea, nici la stânga, nici la dreapta. Spune că a umblat în tocmai pe calea Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Credeți că e ușor? Și noi suntem chemați să mergem pe o cale, nu? Spune să mergem pe calea îngustă. Când atâtea milioane și miliarde de oameni coboară pe o cale largă și se duc la vale, tu ca și credincios, ca și creștin al deacului 21, ești chemat să mergi pe o cărare îngustă. Pe o cărare îngustă, cu dificultățile care sunt pe ea, dar care se duce la cer. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu-i ușor. Nu-i ușor să mergi pe calea îngustă. Când vezi că poate chiar din adunarea ta locală sunt frați care parcă merg pe calea cealaltă. Parcă merg pe calea cea largă. Și parcă au mai multe inerție pe calea cealaltă. Tu să mergi pe calea îngustă spre Împărăția Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. E un lucru extrem de important. Să mergem pe calea Domnului. Apoi, ultimul punct, Dumnezeu știe să răsplătească pe robii Lui. L-a răsplătit Dumnezeu pe care? Frați și surori, nu numai că l-a ținut în viață, i-a dat și putere. Spune cuvântul Domnului că se simțea tot așa de puternic și a cerut, dă-mi muntele acesta. Nici măcar a spus, dă-mi o câmpie, că sunt bătrân și nu mai pot urca. Dă-mi muntele acela. Și mai am știu ceva, că acolo sunt uriași, sunt copiii lui Anac. Nu-i problemă. Am această putere. Dumnezeu l-a răsplătit. Dumnezeu l-a răsplătit pentru credincioșia lui, pentru umblarea lui, pentru credința lui, pentru că a păstrat adevărul, pentru că a umblat pe calea lui, pentru că a avut o inimă curată. La final, Dumnezeu l-a răsplătit. Aici, pe pământul acesta. Ne va răsplăti Dumnezeu dacă umblăm cu El? Amin. Dumnezeu este bucuros să ne dea viață veșnică. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă umblăm cu El, dacă trăim cum vrea El, într-o bună zi, ne vom întâlni cu răsplătirile pe care le-au avut toți acei ce au umblat cu El și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Am să închei cu un cuvânt frumos pe care l-a spus Iosua. Spunea el acolo când ne-a pus în față la israeliți, dacă vor să umble cu Domnul sau dacă nu vor să umble cu Domnul, spunea el, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Amin? Amin. Haideți cei ce doriți lucrul acesta să o spunem toți în cor. Hai să repetem toți împreună. Și despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Și Domnul să ne ajute. Amin. În Evrei 11:6 cuvântul Domnului spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce caută. Caleb a cerut de la Iosua să-i dea lui Hebronul, acea cetate în care ropiau uriașii și care el l-au văzut acolo.
să-i cucerească el, să nu tăie uriașii care au fost atunci, de care nu au fost frică atunci, nu era frică nici acum. Și găsim în capitolul următor că s-a dus acolo și a cucerit cetatea. Că nu era cucerită când a cerut-o la Moise. Vreau să spun că ne stă în față din nou o săptămână. Poate că sunt uriași în viața noastră și ne uităm la lucrurile care ne stau în față și zicem, este imposibil. Așa ceva nu se poate. Este supranatural. Este peste puterile mele. Pe când se uitau ei la uriașii aceia mari, se vedeau ca niște furnici. Ca niște lăcuste. Se vedeau mici de tot. Comparați o lăcustă care e atâta cu un om. Dar de aceea să ne rugăm Domnului. Și în rugăciunea să zicem, Doamne, eu cred că Tu ești. Eu nu vreau să mă uit la ceea ce văd. Eu vreau să cred în Tine că Tu ești peste problemele mele și că Tu îmi vine ajutor în săptămâna aceasta. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Să ne încredințăm viața și casele noastre și copiii noștri în mâna Domnului și credem și știm că Dumnezeu va lucra. Mulțumim Domnului toți pentru seara aceasta care am petrecut-o în casa Domnului.